zebra rafinată, ca să ia de sos vreodată un bărbat care e beat după un pahar. Casa lui e și mai rafinată, ca să ia de sos vreodată un om care este un, pardon, vulgar. Dacă n-aș fi cine sunt, te-aș invita să te consider bălmuit. Dacă n-aș fi cine sunt, te-aș invita să te consider nepoftit. Dar oricât am dorit, oșor cât am regreta, e greu să facem asta și eu și dumneata. Te cred. Magdalena. Da. Ne cunoaștem de multă vreme. Uh-huh. Suntem împreună de multă vreme. Uh-huh. Astă vară te-am întrebat dacă vrei să fii soția mea. Uh-huh. Mi-ai răspuns că nu mă cunoști. Uh-huh. Acum nu mai e vară, e toamnă. Uh-huh. Și te întreb încă o dată. Vrei să fii soția mea? Nu, Horatiu. De ce? Pentru că te cunosc. Domnișoara Astrid, nu-ți poți închipui cât îmi pare de rău după micul ei. Sunt convinsă. Un sentiment atât de chinuitor pentru că, în fond, tristețea nu ne se potrivește. Cu timpul va trece cu totul. Toată durerea. Toată? Crezi? Și apoi acum e lucrarea aceea mare. Dar n-am pe nimeni care să mă ajute. Găsești dumneata. Nimeni. Nimeni cu care să împart bucurie. Nu greutățile și supărările? Pe astea le învin și singur. Poate că ai dreptate. Fericirea nu e posibilă decât în doi. Numai în doi? Niciodată în societatea mai multora, a cât mai mulți. Domnișoara Astrid, să nu te poți hotărâ să împarți bucuria și fericirea și greutățile și supărările cu unul? Cu unul singur? Zi, joci pe Hasdrubal. Ascultă-mă pe mine. Hasdrubal acum este al doilea după Fulger. Eu îl cunosc pe Jocheu. Am vorbit cu el. E de acord. Dacă îi dau suma, îi dă lui Fulger bromură. Și o să alege mai încet decât tine cu piciorul ăsta. Și e sigur pe Jocheu? Hai de mine, ca de mine. Mă întorc repede, la revedere. Nu stau mult. La revedere. Sărbuna. Îți cumperi singură flori? Te rog. Mulțumesc. La târgu ieri? Într-o zi tot trebuia să ne mai întâlnim, nu? Se pare că ziua asta e azi. Noi doi care ne întâlnim astăzi nu mai suntem cei de altă dată. Abia dacă mai semănăm. Vorbești de parcă ar fi trecut o groază de ani. Să știi că am spus cuiva că au trecut 5 secole. Cred că nu greșesc. Da. La un moment dat și eu am crezut la fel, dar acum că ești aici, mă simt în stare să iau totul de la început. Ei, nu cred. Nu se poate. Sau totul sau nimic. Nu spuneam noi așa? Te mulțumești cu nimic? Ivan, dragă, tu cu orgoliu tău nu ai înțeles că și eu am avut nevoie să mă împlinesc ca om. Și-a părit-o singură. Marina! Drumurile noastre se pot întâlni fiecare zi, Șerban. Aici, pe șantier. De fapt, noi doi nu ne mai putem întâlni. Marina. La revedere.